Astra are acum o singură preocupare, meciurile cu Steaua de miercuri și sâmbătă, care pot schimba configurația clasamentului. Echipa noastră se poate detașa definitiv în clasament la 2 victorii sau chiar și un egal cu Steaua. Sau poate părăsi locul întâi dacă pierde ambele meciuri. Toată lumea este cu ochii pe cele două echipe, dar să nu uităm că Petrolul are și ea mari pretenții și stă bine în clasament. Miercuri echipa noastră va juca pe Național Arena de la ora 20:30. Apoi sâmbătă, 21 decembrie, steliștii vin la Giurgiu în ultimul meci al returului, care va începe la 19:45. Pornește Astra ca favorită în fața Stelei miercuri? Nu este favorită în fața nimănui. Va trebui să luăm meciurile foarte serios. Sunt meciurile cele mai grele pentru noi, în care băieții trebuie să dea dovadă de valoarea lor reală. În meciurile cu Steaua va trebui să joace la valoarea cât mai mult, aproape de valoarea lor maximă, ca să putem să avem un rezultat pozitiv. Nu suntem, repet, nu suntem favoriți. Vă temeți de Steaua? Nu, nici vorba. Nici nu suntem favoriți, dar nici ne temem de Steaua. Eu cred că sunt meciuri abordabile, sunt meciuri care orice rezultat este posibil, deci 1x2 pentru oricare dintre cele două echipe. Eu m-aș bucura ca pentru noi să fie măcar primul meci de 1, adică de 2 de fapt, că jucăm la Steaua, la cel de-al doilea vom vedea. Steaua are jocuri mai puține disputate. Vedem ce face și Steaua în această seară, vedem ce face în restanțele pe care le are, pentru că am spus-o mereu, Steaua are jocuri restante cu Cluj, cu cei de la Chiajna, chiar dacă tot respectul pentru cele două echipe, orice e posibil în fotbal, cred că Steaua pornește ca favorit. Nu știu dacă suntem favoriți, dar avem un moral destul de bun și mergem să jucăm fotbal.